Ținta de aderare la euro pentru anul 2015 are un efect de armonizare și disciplinare a politicilor macroeconomice, iar îndeplinirea criteriilor pentru adoptarea euro este un indicator esențial de evaluare atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru piețele internaționale. În acest sens, momentul adoptării euro depinde de dezvoltările de pe plan european și mondial, coerența politicilor macroeconomice interne și implementarea reformelor structurale fiind imperios necesare. Premierul Emil Boc a subliniat faptul că România își menține ținta de aderare la euro pentru anul 2015. România se îndreaptă în direcția corectă în privința deficitului public. Nivelul datoriei publice, dar și inflația sunt în conformitate cu criteriile necesare pentru a adera la 2015, a declarat premierul Emil Boc.